Salut! Eu sunt Andrei și vreau să vă povestesc cum l-am găsit eu pe Isus. Cum mai bine zis, m-a găsit el pe mine. Că procesul e invers decât credem noi că îl facem. Așa, bun, să încep. Am crescut o familie normală, credincioasă, destul de credincioasă, că zic așa, față de cei în majoritatea României. Nu înjura, nu fura, nu te bate, nu, na, nu fă prostiile astea așa normale, care toată lumea le știe de mic, în oarecare măsură. Meream la biserică aproape în fiecare duminică. Când am fost mai mare, mi-am dat seama de fapt că părinții mei și na, toată familia mea, noi toți eram în ceva mai mult decât doar creștini ortodoxi, eram și în, probabil o să știți unii care ascultați asta, și în oastea Domnului. Și asta ne făcea să mergem mai mult la biserică, era și adunarea, cum e și la restul cultelor creștine astea de pocăiți, să zic așa, ca să înțeleagă lumea, că mulți nu înțeleg ce înseamnă să fii cu Isus. Lumea zice că înseamnă să fii pocăit și mai departe, dar pocăit înseamnă ceva. În fine, să ajungem la subiectul ăla mai încolo. Așa. Și am început să-mi pun întrebări, așa ca orice om normal de mic, poate mai mult decât unii, pentru că aveam așa mentalitatea un pic mai filozofică și mă gândeam, bă, dar parcă oamenii se gândesc numai la prostii toată ziua, azi lucruri parcă mult mai interesante, mai adânci, mai probabil că oamenii care o să le placă cel mai mult să video ăsta o să fie oamenii ăștia care caută lucruri și nu se simt nu se simt bine în grupuri mari de oameni care pur și simplu își văd de viață și na, să zic așa, simpli, dar nu proști, simpli. Deci e diferență foarte mare. Eu nu zic la nimeni că e prost, sunt doar oameni simpli pe care îi apreciez foarte mult și îmi place foarte mult de ei pentru că înțeleg lucrurile simplu și merg în față. Dar sunt partea altă de oameni care sunt așa, nu prea poți să stai să vorbești cu ei orice, singuri, izolați în colț unde se gândesc ei ale lor și cam așa eram eu într-un fel. Îmi plăcea să fiu și simplu, să joc fotbal, să mă arunc în copaci, să fiu zgâriată, să tot plin de cicatrici încă de când eram mic. Am făcut parcurs, am făcut aruncări și toate nebunile. Dar îmi plăcea și partea asta așa foarte mult în care să mă duc, să stau în partea mea, să desenez, că eram cu desenul așa și să stau, să mă duc în altă lume și să fiu în treaba mea și să fiu neînțeles așa de majoritatea. În fine, așa, eram destul de timid, eram destul de retras și așa mai departe. Undeva prin clasa 11-a, am fost la un studiu biblic, nu știu cât știți ce înseamnă, adică se strâng copii, cineva mai mare, citim din Biblie, nu știu, Daniel, Geneza, Iosif, chestii mai pentru tineri, așa. Și omul ăla de acolo a zis că dacă citești 3 capitole jumate pe zi din Biblie, o citești toată într-un an de zile. Și am zis, bă, ce interesant, ia să vedem. Că îmi place, îmi plăcea, era mai ales în proverbe, în Eclesiastul, era filozofia acolo, era așa, cum să trăiești, să fie totul, să intri în adânc, să înțelegi cum gândesc oamenii, să vezi cum funcționează lucrurile. Totul e deșertăciune, nimic nu contează, totul e degeaba, vin lucruri, trec, totul o să fie tot ce a fost, va mai fi, lucrurile astea mi-au plăcut. Și atunci am zis, hai cum mă apuc să citesc. Și m-am apucat să citesc așa, normal, 3 capitole jumate pe zi. Și m-am trezit că citeam mai mult de 3 capitole jumate pe zi. Am ajuns să o citesc pe scurt, ca să zic așa, am ajuns să citesc Biblia în jumătate de an toată. Deci am citit, să zicem așa, în mare, 7 capitole pe zi. Acum, chestia aia m-a pus așa, deci când am citit-o toată, n-am prea înțeles. Păi să zic ce înțeleg acum. Dar nu că sunt eu ceva, doar Dumnezeu mi-a dat revelație. Dar a intrat în mine dorința de a îl contacta pe Dumnezeu, pentru că mă rugam într-una, mă rugam și când meream pe stradă, deci după ce, când meream la școală, la liceu, mergeam, mă rugam, mă tot rugam, gândeam, Doamne, uai, dar ce zici tu acolo, cum ești? Și aveam într-una așa, o dorință să fie ceva. Nu știam eu că Dumnezeu îți răspunde, acum, după un timp mi-am dat seama de fapt că așa îmi răspundea Dumnezeu și atunci. Dar nu știam, eu credeam că doar găseam eu răspunsurile și, oh, și aplicam chestia aia și funcționa. Și deveneam tot mai, na, aveam și porecla în liceu deștepturi și așa mai departe. Pentru că aplicam lucrurile din Biblie și chiar au mers și gândeam, bă, ce fain, bă, ce fain. Mai ales astea de înțelepciune, aplicam lucrurile de înțelepciune în desen și în
în desen liber, în desen tehnic și în matematică și mergeau foarte fain lucrurile. Adică nu trebuia să mă pun să studiez nu știu ce cărți sau nu știu ce din astea de desen, pur și simplu mă băgam în, să zic așa, starea de, nu știu, Dumnezeu e creator și atunci și eu sunt creator și atunci, din cauza că sunt făcut în chipul și asemănarea lui și atunci, din cauza că am înțeles că și eu am asemănarea lui Dumnezeu în mine de a crea, atunci am înțeles, băi, eu pot să creez eu și, în fine, poate că cineva o să înțeleagă ceva de aici, nu știu, o să relaționeze cu asta. Așa, în fine, și după ce am citit Biblia de 2 ori, că am mai citit-o după aia încă. Deci am gătat odată și am mai început odată. Am început să subliniez după aia, să subliniez, să mi-am înroșit toată Biblia peste tot ce era pe atunci, ce mi se părea mie interesant și așa mai departe. N-am prea înțeles prea multe de Isus, deci asta pentru ăștia care sunteți creștini, o să înțelegeți de ce zic asta. Deci n-am prea înțeles prea mult de Isus, de mântuire, dar știam că am păcate, știam că trebuie să fiu iertat, știam că nu vreau să păcătuiesc și după momentul ăla chiar m-am schimbat, pentru că îmi plăcea să-mi bag joc de copii. De copii mai grași, mai proști, mai, care vedeam că sunt mai slabi din cauza că eram și eu mic la înălțime, atunci vreau să par mare și na, mă băteam cu aia care erau mai, îi băteam mai mult timp. A fost și un coleg care l-am terorizat destul de bine, destul de rău mai bine zis, nu destul de bine, îmi pare rău acum, dar asta a fost viața atunci și vreau să fac așa lucrurile astea. Ei, și am mai citit-o încă o dată, da? Deci am citit-o într-un an, am citit-o de 2 ori Biblia și am început să mă schimb, nu mai vreau să mai fac mișto, eram mai calm, eram mai liniștit, chiar dacă aveam partea asta, nu mai mă nerv, încercam să nu mă mai enervez atât la fotbal, pentru că mă nervam într-un mod, la jocuri pe calculator, iară, stăteam ore în șir și mă nervam și eu, așa, simțeam că ceva s-a schimbat în mine, dar era doar așa o domolire, nu era, na, esența. Ei, la sfârșit de clasa 11-a, deci s-a terminat, am citit 2 ore, așa, în vară, am fost într-o tabără creștină acolo, la unde mergeam înainte la Oastea Domnului acolo și s-a făcut chemarea la legământ. Și eu înainte am zis la Dumnezeu, Doamne, vreau să fac legământ cu tine acolo în față la toți oamenii, că na, dacă uite, fac aici acum cu tine, parcă nu simt că e chiar așa de important. Atunci n-am înțeles exact cum stau lucrurile și credeam neapărat că trebuie să fac, așa se zice acolo, trebuie să fac neapărat în fața la toată lumea, toată lumea să te audă, că dacă nu, na, nu ești serios sau nu știu exact care era, în fine, am fost de mult, nu mai contează. Și asta a fost când eram în clasa între 11 și 12, undeva la 18-19 ani pe acolo. Acum am 28 de ani, deci 10 ani. Mi-e greu un pic să-mi aduc aminte exact toate detaliile, dar na, în fine. Așa. Și am făcut legământ acolo, am intrat în față. Au fost mai mulți copii în față, copii, tine, da, copii. Și nu, deci din ce țin eu minte, nu vreau să zic acum nimeni, de nimeni nimic, poate fi cineva cine se uită la asta și aduce aminte și mă cunoaște și aduce aminte de acolo și zice, oh, minte asta, nu știu. Nu țin minte, dar din câte țin eu minte, au fost cam 4-5 persoane înaintea mea, că stăteam în rând așa. Și o să înțelegeți de ce mai încolo, de ce vă dau detaliile astea. Deci dacă cumva vă plictisiți, mai stați-mă un pic acolo, o să fie fain. Așa, și nu, de azi că nu țin minte să fi fost vreo rugăciune publică careva din ei prea, prea deep, prea adâncă, prea așa din toată inima, să zic așa. Deci nu, așa mi s-o pun mie atunci, nu zic că oamenii nu au fost sinceri sau ceva, nu trebuie să te tăvălești neapărat pe jos, chiar să zici că îți pare rău, deci nu ai ideea. Dar cum a fost? Pentru că o venit rândul meu și pur și simplu parcă am intrat în altă lume. Deci stăteam acolo, așteptam la rândul, aveam un pic așa emoții, da, că oameni în față, nu știu ce. Dar când a venit rândul meu, pur și simplu parcă așa am intrat în altă lume, am început să plâng în ultimul hal și nu știu, era așa cald, deci mă simțeam foc așa pe mine, simțeam foc, tremuram tot și nu aveam, cred că muci așa până aici, am curgeau așa și lacrimi cu muci și plângeam, Doamne, îți dau toată viața mea. Și la sfârșit, deci m-am terminat de rugat, cred că au mai fost vreo 2 sau 3 iară după mine, nu mai știu sigur, nu cred că am fost ultimul, nu mai zic că nu mai știu. Dar la sfârșit tremuram tot așa, tremuram și aveam pielea de găină tot așa. Nu era prea frig afară, deși era noapte, dar era vară, deci nu era frig, eram tricou, eram eu persoană destul de călduroasă, n-am probleme. În sensul ăsta, dar aveam pielea de găină tot așa și tremuram și pe atunci habar n-aveam.
Da, Duhul Sfânt ce face chestii. Deci nu de azi. Cei care sunteți creștini, probabil că înțelegeți mai ușor. Dar asta e partea pentru necreștini și de-aia vă explic așa, ca să înțelegeți că Dumnezeu vrea să vă arate ceva real, nu povește. Așa. Și tremuram tot și eram așa și au venit toți la mine și se uitau așa mai ciudat. Eu, deci eu povestesc din perspectiva mea, ce mi-aduc aminte. Că se uitau mai ciudat, erau foarte bucuroși ăștia care erau lideri, așa veneau la mine și ziceau felicitări, bravo, așa. Vedeam că parcă... Dar eu nu înțelegeam, eu n-am înțeles nimic ce sunt atunci. Pur și simplu eram doar, bă, am avut emoții și chiar mi-a părut rău de toate păcatele și mi-am dat viața la Isus și am făcut legământ cu Dumnezeu, cum se zice acolo, ce știam și eu atunci. Ei, și ăștia care erau mai mari veneau și ziceau, bă, fain, ce, bravo, numai să ai grijă, acum trebuie să te pui, să ce, și... Na, în fine. O trecut vara asta, am început clasa 12, am început nebunia cu bacul, eu am rămas așa în starea aia, am mai citit Biblia, cred că încă o dată, mai adânc, așa, mai zis, hai că nu mai citesc așa, mecanică, așa, sau, că deja o știu, știu în mare cam ce poveste, că vine Geneza, după aia Noe, după aia Avram, după aia Iosif, după aia Moise, poporul iasă, Iosua, așa mai departe, știam istoria, să zic așa, evenimentelor, după aia David, după aia profeți, după aia Isus. Și după aia Noul Testament cu epistolele și cu ucenicii și care merg și fac după aia și încreștinează lumea. Deci o știam în mare și am zis, hai că o citesc mai aprofundat așa să văd așa mai... Și am început așa, dar n-am mai prea citit atâta de mult. Ei, pe scurt, undeva pe la sfârșit de 12, înainte să încep faculta, cred că, înainte să încep faculta, am plecat în alt oraș, deci eram într-un oraș mai mic și am venit în Timișoara, am rămas în Timișoara, dacă are vreo relevanță. Și am venit la facultate. Ai, și înainte să vin la facultate, deci a fost bac, chestii, învățat, așa, mai departe. Pentru admitere la facultă trebuie să faci ore, că mergi la arhitectură și, da, greu, acolo e mai greu, poate dacă știți, e greu de intrat, e mult de lucru, așa mai departe. Și eram într-o zi la biserică, acolo, la adunare, unde era toată lumea. Deci, iar nu zic de rău pe nimeni, nu, eu zic din perspectiva mea, mama. Până la urmă, adevărul Bibliei, așa. E ăla care e finalul, nu părerea mea, sau al vreo denominație care zic că ei au adevărul. Nu. Biblie, dacă iei cuvânt cu cuvânt, găsești adevărul. Așa. Și am zis, pentru că eu vedeam eu cum am eu relația cu Dumnezeu și cât de mult îmi doream să citesc și căutam și așa și găseam lucruri profunde care nu auzeam la biserică că se vorbea despre ele și am zis, Doamne, dacă oamenii ăștia chiar, dacă chiar ăsta e răspunsul final, că știam că nu, deci după ce am făcut legământ cu Dumnezeu, ceva s-a schimbat în mine, vreau să aprofundez și lucrurile și am mers și am găsit că, bă, nu prea, e cam superficială treaba. Simțeam așa că era superficială, era așa... Adică îi vedeam pe oameni cum erau la biserică și pe aia vedeam cum erau acasă. Erau... Adică mi-e plăcea deja să vorbesc foarte mult de Dumnezeu cu oamenii, să profundez cum au creat chestii, că era evoluția, nu înțelegeam exact cum și mă gândeam că poate de fapt au fost cu așa, erau toate lucrurile astea de știință și după aia filozofie și după aia Biblia și încercam să înțeleg și cum, ce, că n-aveam prea multă informație, atunci nu era atât acces la internet, nu eram atâta cu internet cum e acum, găsești ce vrei. Așa. Și atunci vreau să înțeleg care-i treaba și vedeam că oamenii ăștia îmi dau niște chestii așa elementare, suntem păcătoși, suntem așa și Dumnezeu trebuie să ne ierte și trebuie să venim la biserică și trebuie să facem aia, și atunci Dumnezeu o să fie mulțumit și o să zică bravo, hai că poate intri în rai, așa. Deci, cum ziceam înainte, vreau să caut mai mult, vreau să văd ce... Vreau că știam în mine, așa, deja parcă era ceva, că știam că e ceva mai mult decât obiceiurile astea, toate lucrurile astea, așa, e Crăciun, facem brad, Iisus a venit și vor veni magii și la Paști punem mielul acolo și chestii din astea așa care pe mine deci pur și simplu așa mi se prea atât. Da. Acum vă zic așa cum era, acum nu mai am atât din astea, dar atunci mi se prea așa prostești, mi se prea niște prostii, mi se prea așa
Degeaba. Adică aici nu făceau nimic. La burtă, da, mergeau. Aici te liniștea, era vacanță, dar așa în interior nu aveam golul ăla așa micuț care era enervant că nu putea fi umplut cu nimic. Și am înțeles că omul are gol în interior care nu poate fi umplut cu nimic. Nu știam eu pe atunci că de fapt, Dumnezeu e ăla care îți umple golul ăla și îți dă fericirea absolută. Care, indiferent de circunstanțele prin care treci, suferi, nu știu, ai ăla înăuntru, așa, l-ai pe Dumnezeu în tine, ți-o umplut pentru că te-ai dus la El și ai zis, de aici vreau să-mi trag esența vieții. Și atunci nu mai ai pace, cum zice Iisus, ai liniște, așa, nu știu cum să vă zic, dacă nu sunteți creștini, dacă n-ați avut o întâlnire radicală cu Dumnezeu, cu Iisus, nu aveți cum să înțelegeți chestia, nici eu nu înțelegeam. Acum vă zic așa, din experiența de 4 ani în care sunt cu Iisus și tot mai fain în fiecare zi. Atunci nu înțelegeam lucrurile astea, le vedeam așa doar. Vedeam că o dată pe săptămână, o de 2 ori pe săptămână, noaptea, când dormeam, stăteam în pat și venea așa parcă o, nu vizuală, așa, spirituală, interioară, așa venea parcă o negreală, așa. Și îmi dădeam seama, bă, dar ce scop chestia asta? Ce sens are? Așa, în care îți dai seama că ești mort, așa, e degeaba, așa, când, dacă închide ochii, deci dacă n-ai mai vedea, n-ai mai auzi, n-ai mai mirosi, n-ai mai gusta, n-ai mai pipăi nimic, ce-ar fi? Pentru că atunci nu mai ai nimic în contact cu lumea din exterior. Ești ce ești? Ce ești atunci? Și dacă n-ai contact nimic input de afară, ce output dai? Și vin momente, nu știu de cât de des, la unii poate vine odată la un an, la unii poate vine odată când au o boală, de aia în spitale mulți se gândesc la Dumnezeu, pentru că vine chestia asta așa pe ei, de conștientizarea faptului că o să mori, o să treacă lucrurile astea și ce contează tot ce ai făcut și ce contează viața asta până la urmă și toate lucrurile astea, așa ce se întâmplă așa în jurul tău, ce contează? Că de-aia vă zic, eu nu eram așa un om care pur și simplu, bă, trebuie să cresc, să fac școală, trebuie să fac facultate, trebuie să-mi iau o diplomă, mă duc să lucrez, deci nu suportam așa pattern-ul ăsta, așa, ordinea asta în care trebuia, te naști ca să mergi la grădiniță, ca să mergi la școală, ca să mergi la liceu, ca să mergi la facultă, ca să lucrezi, ca să ieși la pensie și ca să mori. Și până la urmă, care-i treaba? Și așa, mă gândeam, bă, adică, na, oamenii sunt mai mult decât niște animale și totuși se chinuie să facă ceva mai extraordinar. Adică, de ce nu trăim ca animalele dacă tot suntem niște chestii care trecem prin viață și murim și facem copii și asta este. De ce ne mai chinuim să facem școala asta? Adică, uite, animalele n-au niciun stres, n-au nicio treabă. Și am intrat așa în latura asta, așa, că de aia zic, am stat atunci și mă gândeam așa la biserică, la oameni și mă gândeam, bă, dar oamenii nu văd lucrurile astea așa, ei cred că merg așa și gata. Și nu contează. De aia zic, apreciez și oamenii simpli foarte mult și apreciez și oamenii care fac chestia asta foarte mult. Dar înaintea lui Dumnezeu e irrelevant lucrul ăsta, cum ești. Că El te-a făcut, El știe cum ești și așa mai departe. E mai încolo subiectul ăsta. Așa. Și am stat acolo când era la adunare, cânta lumea, vorbea de Dumnezeu în față și așa mai departe. Și am zis, Doamne, dacă chiar ăsta îi ultimul răspuns a Tău, dacă asta îi viața și așa, să vin aici și să 2 ore și pe aia să plec acasă și toată lumea, eu, Andrei Lazar, eu prefer să mă duc în iad și oamenii ăștia toți să meargă în rai. Că ei chiar sunt devotați și vor chestia. Dar eu nu. Deci nu aveam neapărat cine cu personal cu oamenii din biserică ceva sau. Na. Bunica mea din partea lui maica mea au fost în închisoare pe vremea comuniștilor din cauza că credea în Isus. Astea, domnule, deci au fost bătut în ultimul hal. Deci, povești, găsiți pe internet comuniștii ce au făcut la ăștia din închisoare, care erau oameni care tot așa, ce au fost poeți, au fost scriitori, au fost oameni intelectuali și oameni religioși, creștini, în închisoare. Și te întreb, ok, de ce? De ce ăștia? Ăștia pentru că gândeau pe
pentru ei și spuneau oamenilor și ăștia pentru că credeau în Dumnezeu, credeau în Isus și din cauza asta au fost în închisoare. În fine, asta e un subiect irelevant în momentul de față. Dacă să zic așa, deci am avut oameni, îi vedeam, îi respectam, dar îmi dădeam seama că ceva lipsea, de că n-aveam viața aia de care v-am zis așa, golul ăla nu era umplut. Și atunci am început așa să mi se acrească, să zic așa, de toată chestia așa. Și acum știu de ce, dar atunci nu știam de ce și am zis, hai că mă apuc să mă duc să caut. Gândeam că aici, asta e soluția, să devii super intelectual, să devii super filozof și atunci ai răspunsul la toate lucrurile. Ei, într-o oarecare măsură te ajută lucrurile astea bune, nu zic că zrele, nu înseamnă că trebuie să fii prost în niciun caz, dar nu asta e esența. Ei, în fine, am venit la facultate, am intrat la facultate și am început să dau de un alt mediu, nu mai aveam părinții, nu mai aveam limite deloc, să zic că eram, stăteam la cămin, stăteam, făceam ce vroiam. Și apoi am început încet, încet, că nu beam, deci nu beam, eram un copil, am crescut așa, într-o familie creștină, na, nu bei, nu fumezi, nu înjuri, nu, na, astea. Și, a, ce au să ies la o bere, două, trei, a, m-am pretenit cu, pe aici, cu tineri, făceam sport de astea extreme, așa, parkour, eu eram foarte atletic și așa, și atunci îmi plăcea foarte mult să sar peste casă, să mă urc pe clădiri, era fain, în fine, ce înțelegeți, pe cei care înțelegeți, probabil că știți. Și pe atunci era fain și așa a fost o viață nouă, așa că după aia, cumva, stăteam și filozofam și era așa un alt mediu, la facultate erau iar totul intelectual, totul așa fain. Pentru mine atunci era ceva nou, erau oameni care gândeau proiectele, cum le faci, de ce, omul intră pe acolo și era la fix pentru mine pentru că n-am citit nicio carte de arhitectură și luam note foarte mari la proiecte, 8, 9, 10. Bine, am mai luat și eu note mai mici, dar din cauza că făceam prostii sau nu terminam proiectul. Dar luam note foarte, foarte mari și eram foarte bun, deci na, nu. Mama, bă, dacă e cineva care se uită, care a fost cu mine la facultate, o să zică că mă știe și știe cum era. Și n-am citit nicio carte de arhitectură și singurul loc din care mi-am luat informația era din Biblie. Mi-am luat din Proverbe, de acolo, în Eclesiastru și încercam să înțeleg înțelepciunea, să văd înțelepciunea cum funcționează, ce îi vedeam în Biblie, că înțelepciunea e o materie, ceva ce vine și în tine și așa mai departe. Nu înțelegeam prea mult atunci, dar îmi doream foarte mult și mă rugam, chiar dacă mă îmbătam și așa, eram eu moment rugam, mă rugam, Doamne, mai arată-mi, dă-mi și visam noaptea cum să fac proiectele și mereu le făceam și luam 8, 9, 10 și îmi iau, o, ce fain. Și chestii din astea așa și steam noaptea și veneau și atunci nu știam, nu înțelegeam ăștia care sunteți creștini și de mult cu Isus, probabil că e mai ușor să înțelegeți la ce mă refer. Eu zic în perspectiva unui om care nu înțelege lucrurile astea. Cum le făceam? Așa. Deci am ajuns încet, încet de la o bere, la două, la trei, la fumat, la marijuana, la bonguri. Deci îmi puneam sticla așa, asta îmi băgam aici pixul, aici puneam alcool pur, aici băgam țigara. Și trăgeam alcool, vapor de alcool cu fum de țigară direct în plămâni. Na, nu știu, ăștia care probabil o să de acum probabil că o să înceapă să facă sens pentru oamenii care trăiesc stilul ăsta de viață, că pentru ei e video ăsta. Sper că o să ajungeți până aici, că de aici devine fain. Pentru voi. Așa. Și deci am ajuns, deci veneau prietenii mei cu așa un de marihuana la mine acasă, fără să, că nu-mi plăcea, mie nu-mi plăcea ideea de să fiu bogat, să am bani, nu știu, îmi plăcea să am, să știu că am, dar nu, după bani niciodată n-am fugit. Îmi plăceau fetele, îmi plăcea să fiu centru atenției, să fac scandal, aveam părul lung, mi-am lăsat părul lung între timp, că de ce nu? Mintea mea de atunci am zis, și Iisus avea părul lung, hai că am luat și eu părul lung. Mi-am făcut dreaduri din alea, așa, știți, probabil că știți, n-are rost să vă explic, ăștia care sunteți mai bătrâni, poate și nu știți. Sigur aveți pe cineva mai tânăr acolo care să vă explice ce e. Să faci părul așa nou, de așa, așa, ai codițe, așa. În fine, deci aveam latura asta așa. Și foarte, deci foarte multă petreci, foarte multă distracție, dar între timp eram foarte out there, filolog. Tot căutam, deci eu tot căutam, tot căutam. Am ajuns să intru în
evoluție foarte mult, să vreau să înțeleg, să văd dinozauri, îmi plăceau foarte mult, cum fosilele, cum pacul de neo, cum evoluează ăla din ăla, așa, papa, prostiile alea, după aia, cu extraterestri, am început să caut foarte mult, pentru că au apărut, pe atunci, prin perioada aia, a apărut serialul ăla, adică cu vreo 6 ani, au apărut Ancient Aliens, ăștia care sunt tineri, sigur știți. Și eram așa, bă, stai mă, că, deci ei explicau că piramidele alea, deci, de-aia zic că cine știe, o să nu ai nevoie de explicații prea multe. Piramidele alea și toate lucrurile alea, ruinele alea antice, nu puteau să fie făcute cu tehnologia de atunci. Adică o epoca de piatră, o daltă și un ciocan de lemn. Și au zis că piramida din Giza, din Egipt, aia cea mai mare, lui Kefren, Cheops sau cum e? Al lui Cheops, da, scuze. Al lui Cheops, nici în ziua de astăzi nu ar putea fi făcută la pasul la care trebuia fi făcută atunci. Cu toate macaralele, cu toate uneltele de tăiat, tăiată perfect, perfect orizontală la distanțele alea imense cât are ea, nu știu, 100 de metri, nu știu cât are baza, nu știu, sigur, mai relevant, căutați voi dacă vă interesează. Deci baza să fie perfect perpendicular, perfect orizontală pe pământ și să fie totul la perfecțiune ridicat. Au ajuns la concluzia, imposibil, pietroace imense, cât o casă, nu așa, din cărămizi, cum se face în ziua de astăzi. Cât ia în ziua de astăzi, când am terminat arhitectura? Îți ia vreo un an jumate, doi, dacă ai banii, dacă nu prea ai bani. Dacă ai banii, ai, poate o termini într-un an, așa, 8-9 luni, o casă, o casă, da? O casă, cu toată tehnologia care se zice că e în ziua de azi. Ei, și vedeam lucrurile astea, că, bă, ce se întâmplă, oamenii ăștia? Na, vedeam Atlantida, sunt mituri, nu sunt mituri, sunt povești, nu sunt povești, căutam tot felul de resurse, vedeam că, bă, pietrele astea chiar, structurile astea chiar sunt imposibil de reprodus în ziua de astăzi. Deci, de-a dreptul imposibil, tehnologii antiseismice, imposibil de reprodus în ziua de astăzi, piatră cu piatră se îmbine cu colțuri ciudate care, de fapt, sunt pentru cutremure și structurile alea nu se mișcă indiferent cât de cutremur. Cât de mare e cutremurul și mă, bă, nu se poate, mă, ci, e ceva nu, imposibil. Și atunci de-aia unii au ajuns la concluzia că, văzând în legendele lor, la toate, deci la toate populațiile antice, de la greci, de egipteni, mesopotamieni, asteci, incași și nordici, da? Deci vikingi, care au fost mai recenți decât restul, cred că astecii au fost cei mai recenți, da, astecii și, da, astecii, incași și maiași au fost mai înainte. În fine, este altă poveste. Așa, aveau aceeași poveste a originei lor. Cum au apărut ei, oamenii, și cum. Au venit niște ceva de sus, care ei le ziceau zei, care le-au dat oamenilor pe care i-au creat ei, le-au dat o tehnologie, le-au făcut totul și ei au devenit foarte inteligenți oamenii și după aia s-au împotrivit extraterestrilor, da, zeilor și au distrus tot. Și pe baza la subiectul ăsta de mitologie și istorie antică și ruine și ce există, era serialul ăsta, care ziceau ei că de fapt extraterestrii au venit de altundeva și au luat maimuțele de aici, nu, ca să meargă cu evoluția, așa. Au luat maimuțele și le-au accelerat în procesul de evoluție și atunci oamenii sunt între extraterestri și maimuțe. Și așa au fost oamenii și de-aia ne-au lăsat tehnologie și au plecat și o să vină acum, recent, și să vadă progresul la investiția lor care au făcut-o aici pe Pământ. No. De-aia acum ci că vin încet, încet și conectează numai cu câțiva oameni și oamenilor le frică să interacționeze cu ei și de-aia vin. Na, deci asta pentru cei care aveți probleme cu extraterestrii. În fine, nu-mi bat joc de nimeni, deci nu înțelegeți. Și eu eram la fel și eu credeam că e ceva. Credeam că e ceva, dar nu credeam că ei sunt Dumnezeu. Nu? Unii cred că ei sunt Dumnezeu ăsta care o crea pământul și așa mai departe. Ei, era parte, toate părțile astea, pe lângă partea asta filozofică și pe lângă partea biblică care eu încă o credeam. Deși nu mai vreau să mai aud nimic de clădiri cu o cruce sus și oameni care își pun, femei care își pun batic pe cap și se îmbracă frumos și iau Biblia și merg și cântă dintr-o carte. Eu nu mai vreau să mai aud nimic de așa, că mi-am dat seama că nu e la răspunsul pentru mine. Deci acum vă zic din perspectiva care eram atunci. Deci nu vorbesc nimic de rău acum pe nimeni. Da? Să nu trageți altă concluzie, să nu auziți ce nu zic. Așa. Și am început să caut toate lucrurile astea. Pe lângă toate astea,
că aveam întrebările astea, am avut o experiență, aici, deci aici poate că unii o să vă pierdeți. O să zice, a, experiențe supranaturale, nu știu. Am avut o experiență supranaturală într-o noapte, care nu am mai avut așa ceva până atunci, și după aia am auzit că sunt foarte mulți oameni care nu au mai avut asta până atunci, în care m-am trezit noaptea, dar nu eram chiar treaz, eram într-o stare așa, semi-vis, semi-treaz, dar eram paralizat, nu puteam să fac nimic, numai ochii puteam să-mi mișc. Și gura, dar nu puteam să spun nimic. Și în stânga mea, lângă pat, că eram în cămin, era pe scaunul pe care stăteam eu la laptop și mă jucam 8 ore pe zi pe calculator, League of Legends, care știți, deci mă jucam și eram bun acolo, așa. Bun, într-o oarecare măsură, deci, na, în fine, nu are relevanță acum asta. Era cineva negru complet, ca o umbră în care ieșea fum, cum ar fi, negru complet. Deci mie nu mi-au plăcut filme de horror deloc. Mi se părea o prostie. De ce să mă duc să-mi fie, mă bag în frică singur, intenționat? Pentru ce? Mai bine mă arunc de undeva și simt viteză sau alerg sau sar sau nu știu ce, dacă vreau să simt adrenalină. Mi se părea o prostie, în fine. În continuare mi se pare o prostie filme horror. Dar na, în fine. Deci nu m-am uitat la filme horror, nu-mi plăceau filme horror, nu-mi plăceau povești de groază deloc. Nu, iar așa mi se părea o prostie. De ce să faci chestia asta? Poate că aveam un pic frică, nu zic că mă fac pe erou, că aha, dar nu-mi plăcea, mi se părea inutil să mă autoinduc singur într-o stare de frică. Și așa e destulă frică în lumea asta. Așa că de ce? În fine, și uitam așa și eram terifiat de moarte. Am zis că, bă, gata, crăp, m-am dus. Simțeam că a venit moartea după mine, satana după mine să mă moare. Deci nu aveam eu treabă, nicio treabă atunci cu Dumnezeu, așa, la nivelul ăsta, încât să mă gândesc că o fi satana, că trebuie să mă omoare, să mă duc în ea. Deci nu aveam nicio treabă cu asta, nu mă gândeam eu la așa ceva. Și asta simțeam în mine și nu știam ce să fac. Habar n-aveam, că nu puteam să strig nimic. Eu vedeam pe colegii mei din cameră în patul cum dormeau. Nu știu dacă știți care a stat în cămin, știți cum e. Mai mulți în cameră și își dorm. Îi vedeam cum dorm și nu puteam să mă mișc. Eram așa, stăteam drept, așa cu mâinile pe lângă corp și nu puteam să mă mișc. Și m-am uitat la ei și nu puteam să... Și ăsta venea așa cu mâna așa încet, așa la gât la mine să mă prindă așa de gât, așa. Și acum mă moare. Lângă el era o fată blondă. Iar eram... În fine, e o poveste mai lungă, dar nu are relevanță acum. Și singurul lucru care am putut să-l zic, din senin a ieșit din mine, Doamne ajută-mă! Dar nu m-am gândit eu la așa ceva, de aia vă zic, că m-a ieșit din mine chestia asta, așa să zic, Doamne ajută-mă! Și când am zis, Doamne ajută-mă, s-a oprit tot, m-am trezit în complet, eram exact în poziția aia, mi-era frig, deci simțeam un frison pe tot corpul, pielea de găină pe mine și gonge, era un pat. Gândași de bucătărie. Erau prin cămin, dar erau foarte mulți la mine în pat, peste mine. Și am zis, vai, a venit moartea după mine să mă mănânce. M-am speriat în ultimul hal. M-am uitat la, am așa o voce în mine, îmi zicea, uite-te la ceas. Și mă uit la ceas și v-am văzut că era ora 3 noaptea. Și instant mi-a venit în cap, ora 3 noaptea, e ora lui satana noaptea. Și eram, m-am speriat în ultimul hal. Am zis, bă, ce se întâmpla, ai de mine. Și m-am apucat să caut pe internet să văd. Și am văzut, mii și mii și mii și mii, 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 mii de oameni care au avut experiențe asemănătoare. Mulți ziceau că veneau extraterestri și aveau exact aceleași, cum să zic eu, manifestări ei când veneau, mai le băgau chestii, în fine, așa. Și experiențele astea au început să devină, așa, nu știu, odată la 2 săptămâni, odată la o lună, odată... Perioada mai lungă începeau să se tot întâmple, tot mai ciudate. Nu știu dacă are rost acum să intrăm în discuții. Ziceam, odată m-am și tras din corp de picior afară și îmi vedeam corpul eu acolo și parcă aveam o tonă, nu puteam să mă ridic și m-am târâit și tot așa am zis, Doamne nu, Doamne nu, numai asta puteam să zic. Dacă vreau să zic altceva, nu puteam să zic decât să strig la Dumnezeu. Și asta așa ziceam, Doamne, nu ziceam altceva. Dar știam eu la ce mă refer. Mă refeream la Dumnezeu, mă refeream la Isus, deci nu mă refeream la Allah, la Buddha, la altceva, deci mă refeream la Dumnezeu care știam din Biblie. La ăla mă refeream, că ăla simțeam că ăla e singurul lucru care mă poate scăpa. Și mă băgam în corp înapoi și mă trezeam și eram iar... Deci am avut experiențe astea. Deci nu ar avut de-a face nimic cu droguri, cu... Deci care esteți acolo. Cu droguri, cu alcool, cu...
nu știu, că n-am făcut nimic din lucrurile astea, așa, să mă duc dincolo. Sunt unii care iau și după aia merg la nu știu ce și iasă și văd și așa mai departe. Deci eu n-am făcut lucrurile astea până atunci nimic. Aveam viața la fel de normală în continuare, cât foloseam înainte, foloseam și atunci, deci nu a fost, să zici că a fost ceva ce mi-a alterat realitatea și am intrat și nu știu ce. Și nu. Deci a fost viața normală și când foloseam normal, deci nu mi se întâmpla nimic când eram în starea aia. Unii intră în starea aia, eu o luam ca să fiu out. Eram out și nu mai aveam niciun stres, nu mai mă distram, puneam muzică, eram unde eram și... În fine, care ați făcut sau care faceți, știți la ce mă refer. Nu intri în nu știu ce, e doar faptul că te scapi de... Că de aia și oamenii și beau. Ai stres, ai nebunie și devii alcoolic. Bei ca să uiți. Uiți de necaz. Și în Biblie zice, nu îi se cade unui împărat să bea, dă să bea la sărac ca să-și uite necazul. Deci nu zic am că trebuie să bei să te îmbezi. Deci nu mai zic că e o realitate care se întâmplă în lumea de asta. Și s-a întâmplat tot timpul. Bei, te droghezi, îți dai grav, pa, ai uitat, ești out, nu te mai gândești, nu mai ești în pace. Și de-aia mai vrei mai mult. Deci de-aia mai vrei ca să mai intri așa, ai stres, nu știu ce, intri acolo, în starea aia, ești ok, te-ai îmbătat, ai uitat. Și după aia, na, dacă ai băut o bere, data viitoare devii mai imun și nu-ți mai ajunge, mai trebuie să bei încă una și de-aia oamenii ajung alcoolici. Cu cât ești mai stresat și mai plin de necaz, cu atâta bei mai mult și cu atâta te duci mai mult până îi vezi pe stradă pe o grămadă de oameni. Ama nu zic către nimeni că trebuie să ajungă boschetar sau na, om de pe stradă alcoolic sau nu știu ce. Am vorbit cu foarte mulți oameni de pe stradă în ultimul timp, foarte mulți alcoolici care au ajuns în felul ăsta. Deci nu vorbesc de rău pe nimeni. Dacă zic boschetar, zic ca să înțelegeți la ce oameni mă refer. Nu zic boschetarul ăla belit sau prostii. Deci nu mă refer la aia. Deci oameni care au ajuns în starea aia, am auzit foarte multe povești care nu-i numai așa, îi vezi, uite pe ăsta, o bău și nu știu ce. Circumstanțe și circumstanțe diferite. Foarte mulți din ei sunt oameni buni care dacă stai să vorbești cu ei, vă provoc, mergeți și stați 5 minute și vorbiți cu un om de pe stradă. O să vă schimbe viața, dacă n-ați făcut-o până acum. E fain, așa pe scurt. Așa. Și am început să cercetez subiectul ăsta, să văd ce legătură are cu chestia asta. Și am văzut, cumva începeam să le coagulez toate lucrurile, să le adun la un loc toate, cu filozofia, că ești, că omul are un suflet, că se duce, că de fapt e ceva mai mult, că uite că și în trecut oamenii ăștia și în serialul ăsta, în Centelens, am văzut, ok, bun. Ăștia ziceau foarte mult de cartea lui Enoch. Cartea lui Enoch e o carte care zice și în Biblie de ea, zice de Enoch în Biblie, dar nu dă prea multe detalii, aici e altă poveste. N-am zis, ok, hai să văd și cu cartea asta. Am luat cartea lui Enoch, deci după mult timp de uitat la foarte multe informații despre istorie, despre cum a început de la Mesopotamieni, așa, ba, 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 după aia egiptenii au început civilizația, după aia ăștia la Ninive au început și au avut asirieni și au cucerit ăia și după aia ăia și după aia ăia persanii, grecii, romanii, după aia popoarele migratoare, deci toată istoria o știam foarte bine și poate că vă dați seama că o știu în oarecare măsură, n-are rost să intrăm în detalii acum. Dar o știam foarte bine istoria. Și vedeam și partea asta altă așa, care nu era explicată. Oase de giganți. Oase de giganți. Femur cât mine de mare. Ce treabă are? Dinozauri, iar ăștia, ce cu ei, exact. Deci oase de giganți, oameni, deci găsiți pe internet, căutați, sunt reale, sunt ascunse majoritatea de așa, că sunt ascunse, că na, dau răspunsuri multe și atunci oamenii nu trebuie să afle răspunsurile. Oameni cu 6 degete, oameni cu 2 perechi de dinți, care chinii, nu știu, parcă chinii au în spate încă o pereche de dinți, tot felul de cranii ciudate. Sugătate are spațiu pe telefon, așa. Deci ziceam că găseam toate informațiile astea așa și vedeam că unele erau fake-uri, unele, pentru că știam foarte bine Photoshop și eu că lucram de foarte mult timp în el și îmi dădeam seama una, două, când era falsă imaginea, când era omul scalat mic și pus lângă un craniu imens și se vedea că umbra era fake, adică falsă, care nu înțelegeți prea multă engleză. Deci îmi dădeam seama destul de foarte bine pentru că la grădiniță am câștigat primul premiu de la desen. Și pe
pe unde am umblat prin generală, că am făcut din a cincea arte, am fost printre primii la desen. Nu zic asta ca să mă laud, zic doar așa ca o chestie, că acum nu mai îmi pasă oricum de atât de desen, n-am mai desenat nu știu cât timp, chiar dacă pot să fac, nu e nicio problemă. Dar nu mă mai... Da, în fine. Așa. Deci îmi dădeam seama foarte clar când era un pic... Deci testam tot timpul, tot. Luam imaginea și văd, bă, hai să vedem. Uitam la ea foarte atent și căutam fiecare chițibuș mic. Ziceam, da, mă, asta e reală. E clar reală. Vedeam oameni care țineau în mână craniu așa alungit, cu cap alungit și cranii mari cu ochi mari și nas mic și așa. Și ne-am... Asta clar nu e fals, că se vede că e poză, că ținea la mână, umbra de la craniu era perfectă pe mână, deci nu erau vrăjeli, nu erau prostii. Așa. Și după aia am început să citesc cartea lui Enoch și acolo zice că a fost un moment în istorie în care Satana a luat o treime din îngerii din cer și eu a mințit că el a tăi, el asta face minte. Da. Deci dacă cumva știți vreunul din voi care ascultați asta că vă vorbi Satana, să știți că vă minte. Da? Am auzit o fel de povești. Deci el asta face, el minte. Așa și eu minți pe ăștia și eu zic, hai să merem jos pe pământ și să ne încurcăm cu femeile oamenilor. Deci asta zice în cartea aia. Zice și în Biblia asta, dar nu atât de în detaliu ca în cartea lui Enoch. Am mai nu zic că cartea lui Enoch trebuia băgată în Biblie sau nu, deci nu zic asta, nu trecem peste subiectul ăsta, ăștia care sunteți creștini, da? Așa. Și zice că or veni pe pământ și au început să învețe pe oameni tehnologie, pentru că erau încă la început oamenii pe pământ, erau încă în epoca de piatră, deci o piele de haină de piele de animal, arcuri, deci erau la tehnologie bazică, de epoca de piatră, de așa, agricultură la început, ce mai departe, și au venit ăștia și au învățat să, deci așa zice acolo, au învățat să schimbe sămânța, da? Între specii. Să combine sămânță de nu știu ce, cu nu știu, adică la ce mă refer? Mă refer la spermă, adică genetică. Deci eu învățat pe oameni genetică, eu învățat ierburi, cum să folosească ierburi, cum să folosească rădăcini de copaci, să facă vrăji, na, speluri, nu știu cum să zic, să folosească energiile de pe pământ, sau cum să... Tot felul de alte chestii scrie acolo, că i-a învățat pe oameni să construiască, să facă săbii, să facă metal, să facă metalurgie, s-au apucat să facă săbii oamenii. Și din cauza că ei au învățat asta, îngerii își iau un trup de om sau să intre într-un alt trup. Nu știu, ați auzit legende cu Zeus care au intrat într-un taur și s-au culcat cu Europa, care e femeia de pe... Sigur știți, de pe Euro e un taur și o femeie pe aia Europa și de aia vine Europa. Deci zeii puteau să intre și în animale și în chestii. De acolo vine, na, mitologia cu minotaur, centaur, jumate, jumate, modificat genetic, care, na, probabil mă pierdeți mulți, dar eu cred că asta s-a întâmplat atunci. Pentru că alt motiv nu era să se șteargă totul de pe pământ cu apele de pe potop. Pentru că asta zice acolo. Și în toate legendele, 600 și ceva de legende pe tot pământul, popoare izolate în insule, care nu au auzit de alți oameni până atunci, au legendă, acum vreo 4.000 și ceva de ani, a fost un mare potop pe tot pământul. La chinezi, la azteci, la indienii din America, deci nu India, așa, Hindustanul, deci nu hindușii, indienii din America, care au exact aceleași legende. Ca peste tot, la vikingi, la egipteni, la babilonieni, la greci, toți au aceeași poveste. Poți să zici, na, că popoarele au migrat și ori păstra poveștile. Dar totuși, de ce să păstrezi o poveste așa de dragul de a o păstra? În fine. Și am început să studiez lucrurile astea așa un pic mai mult și începeau să facă foarte, foarte mult sens. Adică erau... De-aia vă zic că am căutat... Citi Biblia, după aia am căutat evoluția, după aia am căutat astea supranaturale, extraterestri, nu știu ce, cum, cu tehnologiile astea antice și filozofie și tot și cumva făceau sens toate aici în povestea asta. Și
Zice în continuare că oamenii, din cauza că au dat de tehnologia asta prea repede, că zic așa, adică uite ce se întâmplă în ziua de azi, dacă i-ai dat la un copil mic de 5 ani, i-ai dat un Kalashnikov, o armă adevărată. E prea repede pentru el tehnologia aia și atunci o să omoare oameni fără să-și dea seama, o să facă prostii, sigur o să facă prostii. Ei, umanitatea încă nu era pregătită de tehnologia asta și atunci s-au stricat la cap, s-au distrus tot pământul, au făcut mutații genetice, au făcut... Deci asta zice în cartea aia, numai... Da. În fine, cine e dispus să creadă, adică cine e dispus să creadă, nici așa nu e bine, că atunci zice, a, din cauza că crezi de aia adevărat, dar, da. Cine a căutat lucrurile astea până acum, știe despre ce vorbesc. Ei, și oamenii nu erau pregătiți și au distrus tot pământul și de aia zice în Biblie că Dumnezeu s-a uitat la pământ și a văzut că totul s-a stricat, toată carnea, adică tot trupul, tot ce era material în lumea asta s-a stricat. Îngerii ăștia au stricat tot. Ei, na, Dumnezeu i-a pedepsit pe îngerii ăștia, după aia i-a prins, zice că i-a aruncat. Deci nu e ca și cum putut după aia să facă ce vor. Dar oamenii au rămas stricați și atunci, din cauza că nu mai era nimic, zice că numai noi am mai rămas întreg pe pământ, adică nealterat, nici aici și nici aici. Dumnezeu o ras totul, da, pe potopul. Și iar m-am zis, bă, hai mă, ce potop, chiar plouă 40 de zile și se inundă tot pământul. Și, da. Și am început să caut asta, informația asta, dată un pic mai mult. Și am găsit pe un... Na, o să ziceți, ai creștin de aia. Dar omul ăsta era un om de știință și după aia am găsit foarte mulți oameni de știință care au ajuns la concluzia, în funcție de datele care erau, că a fost un potop mare pe tot pământul. Dar potop nu înseamnă că a plouat. Potop înseamnă inundație, înseamnă tsunamiuri, înseamnă tot felul de alte chestii. Și am găsit în Biblie, după aia, am găsit în Biblie că zice de fapt că și-a venit potopul pe pământ și apele adâncului, fântânile adâncului s-au deschis și a venit potopul pe pământ. Și eram așa, și ăștia ziceau că unei crăpături aia din mijloc pe pământ, unei plăcile tectonice, cum se zice, unei zurpturile, sunt două feluri. Sunt plăci tectonice care se bagă una peste alta și crește și sunt plăci tectonice care se despart. Ei, și acolo unde se despart, inclusiv acum, iasă apă de sub pământ. Și ei zic că, de fapt, s-o rupt pământul, cum zice în Biblie, și așa zice și în cartea lui Enoch. Dacă ați văzut filmul care nu e biblic, deci nu-l recomand, dar are o sămânță de adevăr în el. Noe, ăsta cu Russell Crowe sau cum îl cheamă, acum câțiva ani. Și a văzut și acolo, arată că s-a rupt pământul și a ieșit apa din pământ și atunci s-a inundat tot pământul, s-a făcut tsunami. Și așa s-au îngropat toți dinozaurii, așa, pentru că dacă studiați iară fosilă, fosilă nu este os. Fosilă e jumate os, jumate nămol. Apă. Fosila nu se poate face în alte condiții decât în astea. Atât. Nu, deci dacă lași o vacă pe câmp să moară, nu o să se ajungă fosilă. O să vină vierme, o să mănânce, oasele o să se facă pulbere la un moment dat. Nu se îngroapă în pământ nimic sute de milioane de ani. Da? Deci eu am rămas șocat când am văzut chestia asta. Eram, bă, nu se poate. Și pe aia am văzut fosile, ori găsit de tiranozaurus rex, fosile, le-au tăiat în două os de femur și au găsit măduvă înăuntru. Măduvă vie! Au luat ADN-ul, era spart ADN-ul, că era vechi de... Au găsit ei vreo 4.000 și ceva de ani, da? Și au văzut că era viu, era sânge, erau celule vii de Tyrannosaurus Rex. O să pun în descripție jos, căutați-o, o să vă pun linkuri și o să vedeți oameni de știință care erau atei, erau așa, au căutat, au găsit lucrurile astea și au zis, bă, nu se poate. Și au fost dați afară de unde au fost, de la NASA, de la tot felul de alte chestii, unde erau, că, de fapt, nu e așa cum ți se bagă pe creier să creze. Ei, și băi, mi se părea incredibil, deci eram, bă, nu se poate, nu se poate. Ei, și după aia am început să găsesc, din cauza că am căutat lucrurile astea, mă gândeam, bă, dar ok, cine ascunde chestiile astea? De ce se ascunse? De ce toată lumea e spălată pe creier cu lucrurile astea? După aia, bine, aici probabil că e mult mișto pe subiectul ăsta cu iluminati, cu masoni, cu nu știu ce, dar sunt adevărate toate. Deci, uitați-vă, la catolici în
Povești oameni care au ieșit de acolo, femei care mari, acum care au zis că nu au fost mici, au fost duse în subteranul Vaticanului și au fost puse să bea sânge și au fost violate de mici, au fost dedicate la Lucifer, da? Deci la Lucifer, nu la Îngerul Luminii, nu la Satana, deci la Lucifer și nu la Dumnezeu în niciun caz, că în Biblie nu zice să faci niciunde așa ceva, da? Deci nu zice. De aia, voi ăștia care sunteți nervoși pe Dumnezeu, să zic așa, din cauza ortodoxismului, da, ăsta dubitocesc, îmi pare rău să zic cuvântul, dar asta este, în care vezi popi că merg călare pe oameni ca să li se ierte păcate. Deci am văzut tot felul de porcării. Și din cauza catolicismului, deci ritualuri din astea inutile care spală pe creier oamenii, vă înțeleg foarte bine, că de aia am ieșit și eu din chestiile astea și am vrut mai mult. Dar lucrurile nu sunt așa de simple. Sunt foarte simple într-un fel, dar s-ascunse. Ei, sunt lucruri care oamenii ăștia care conduc lumea, care au interese, ai putea să zici diabolice, dar nu atâta de așa expuse, le ascund. Să vedeți, căutați mărturii de la oameni care sunt, uite, Eminem, tot felul din ăștia. Oameni care îi vezi că parcă au un cuțit la gât, nu poate să vorbească tot. Sunt oameni care zic că mi-am vândut sufletul la Satan, așa am devenit faimos peste noapte. Și tot felul de lucrurile astea căutam și găseam și eram, bă, ori sunt prostii toate, ori sunt abureli, ori cineva n-are ce să facă acasă și face prostiile astea așa încât să strângă toată informația asta și să o coaguleze acolo în câteva minute și să explice frumos și să arate dovezi. Știind, da, deci am vorbit de partea științifică, dar după aia e partea asta obscură a infrastructurii prin care umanitatea e condusă, da, de liderii ăștia. Ori chiar e adevărat. Și am pus singur și am căutat și am căutat și am tot căutat și am tot căutat. Și am ajuns la un video la un moment dat, pe unul foarte cunoscut, are foarte multe vizuale, o să-l pun și pe ăla în descriere, e lung, 3 ore, dar dacă știți engleză, vă uitați la el, o să rămâneți. O să ajungeți la concluzia, bă, ori e adevărat, ori nu e adevărat. Adică aleg de acum încolo să cred sau să nu mă mai interesez niciodată subiectul ăsta, pentru că e atât de bine explicat și sunt multe, 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 multe din astea, care pur și simplu, dacă ți-ai pus întrebări tu, deci dacă tu ți-ai pus întrebări despre sufletul tău, despre viața ta, despre ce înseamnă lumea asta, te uiți la lucrurile astea de care vă povestesc acum și o să vă pun linkul jos să vă uitați și o să zici, da, bă, așa e. E clar că așa e. Și atunci stai și te gândești. Care e treaba? Și ăsta la sfârșit o zis. Lucrurile astea se întâmplă din cauza că există satana. Da? Deci lumea se gândește la Dumnezeu, dar uite că există și satana. Și satana vrea să mintă pe toată lumea ca să ia pe toți oamenii acolo unde o să fie el. În iad. Acum probabil vă puneți întrebări, dar de ce l-a creat Dumnezeu pe satana? De ce l-a lăsat să devină rău? De ce așa? Altă poveste. Vă garantez că întrebările astea o să aveți răspuns la ele dacă decideți să mâncați ca în Matrix pilula care trebuie, nu aia în care o mânci și ai uitat tot. Și acum vă dau pilula care trebuie. O luați și o mâncați și se schimbă tot. Li se dau jos de pe ochelarii de soare cu care v-ați uitat toată ziua și o să vedeți că, de fapt, lumea nu e asta. Nu e doar asta. E ceva în spatele ei care e lumea spirituală. Și asta e condusă aici pe pământ de satana. Și de-aia a venit Iisus Hristos ca să-l distrugă pe cruce. O lua păcatul din lume pe el și cine își dă viața lui, intră în lumea altă și are putere peste tot ce e pe lumea asta. Ama nu te gândești că îl iei pe satana și îl strângi de gât, dar golul ăla din interior care tot ai încercat să ți-l umpli cu tot felul de chestii, e plin. Și e real.
bucurie plângeam, mă, nu de altceva, că e incredibil. Tot ce am căutat toată viața a făcut sens la un moment dat, s-au pus toate la un loc și acum nu e ca și cum nu mai am nicio întrebare sau am toate răspunsurile, dar am găsit răspunsul. Și ăsta e Iisus. Iisus Hristos. Nu religie, nu merg la biserică, nu vreau să înjosesc pe nimeni, dar nu dat cu capul de icoane, nu ars lumânări la morți, nu colaci, nu... Foarte multe prostii. Ăsta e răspunsul. Și am rămas pur și simplu șocat când m-am pus eu singur după aia și am zis, bă, ăsta e răspunsul. Hai să vedem. Și am luat iară Biblia. Da, deci v-am povestit că am luat Biblia atunci și am luat-o iară acum. Și... Da, ăștia prin videouri ziceau că e sfârșitul lumii imediat, că uite cât de... Și într-adevăr, e foarte multe lucruri din Biblie ce zice că o să se întâmple în viitor, s-au întâmplat în ziua de astăzi și eram șocat, eram, bă, nu se poate, mă, scrie așa ceva în Biblie, eu am citit-o înainte, dar nu le-am văzut, nu le-am înțeles și nu le-am văzut, pentru că n-am trecut tata prin viață, că tata e destul de liniștit, dar scria acolo tot, parcă scria despre mine, tot așa, eram, e incredibil. Și m-am apucat să citesc ce zice Iisus, de fapt. Mai atent, că înainte n-am, știam că Iisus așa trebuie să-ți ia păcatele și a murit pentru tine și ești păcătos, dar n-am înțeles exact ce se întâmplă de fapt în toată lumea asta și de ce a trebuit Iisus să moară pentru noi. De ce a trebuit să moară în primul și în primul? Și m-am apucat să citesc despre Iisus și citeam cuvintele lui când zicea, eu sunt calea, adevărul și viața. Mă lovea așa, Și era fain, era super, era incredibil. Și m-am... Cred că au trecut, nu știu, vreo 2-3 zile în care am început să fac asta. Să mă rog. Eram cu prietena mea deja atunci, care acum e soția mea. Și n-am... O fost și mai fain când am întâlnit cu ea, pentru că am băgat-o și pe ea în toată nebunia asta și au intrat repede și ușor și a fost totul calculat. În fine, ăștia care sunteți creștini, o să înțelegeți, a fost de la Dumnezeu trimis să ia și ne-au pregătit frumos unul pentru alalt. Încă de când eram în lume. Dar o intrea și ea în toată chestia asta. Stăteam ore în șir noaptea și ne uitam și eram, și căutam și după aia ne rugam așa cum știam noi. Eram, Doamne, dacă chiar e ceva, arată, nu știu. Și pe vreo 2-3 zile mă trezesc dimineața, eram în cămin, iar eram doi în cameră numai, mai aveam un coleg de desubt, că era patetajat, eu eram deasupra. Și dormeam pe burtă. Și am auzit o voce foarte tare în cameră cu ecou la un bărbat, o voce de un bărbat la vreo 50 de ani, să zic așa, tare cu ecou de bătrân, așa, epic, așa ca în filme când auzi câte un bătrân din ăsta că vorbește așa foarte înțelept, așa, o voce din aia așa și m-a strigat pe nume, așa m-a strigat, Andrei, așa, tare. Și m-am speriat că m-am trezit și m-am uitat jos să văd dacă e colegul de meu. Bă, ce, m-ai chemat? Și mă uit în pat și nu era nimeni în pat și m-am speriat. Am zis, fai de mine. Că m-am uitat în ăștia că a venit satana la ăștia și le-au zis, vinde sufletul și am zis, n-ai gata, au venit satana pe mine, că l-am prins, l-am descoperit, am văzut, am înțeles cum funcționează, acum știu că există și așa și văd. Că aveam experiențele alea, omul negru, ziceam așa noaptea, da. Erau chiar de dese, da. Și mă uitam și stăteam și mă gândeam, bă, da, gata, am prins de satana, nu știu. Ei, eu între timp tot meream prin cluburi, îmi dădeam grav, deci, pac, și uitam, deci ori uitam, ori când eram drogat la maxim, prin cluburi pe unde eram, drum and bass, așa, la toată lumea le vorbeam numai de Isus. Bă, Iisus, bă, să vezi ce fain și pac și de fapt nefilimii și îngeri și pac și potoși și evoluție, nu știu ce. Și ăștia erau, bă, ce fain, unii erau că na, erau și ei pe altă planetă, era, și nu mă, deci ori făceam nastea, ori eram, uitam tot. Și a fost așa o perioadă de vreo jumătate de an în care, după experiența aia,
Cred că cam jumătate de an, nu mai știu exact cum a fost. Foarte umbrită toată chestia aia. În care am lăsat-o mai moale, să zic așa, dar aveam lucrurile astea în mine deja, nu mai puteam să mă întorc înapoi. Și după aia, după o perioadă, m-am mutat din cămin, am stat în altă parte, am stat cu prietena, stăteam cu ea. Eu eram încă la facultă pentru că mai aveam câțiva ani de... aveam restanțe și că nu mi-a plăcut primirea școală, mi-a plăcut să fac proiecte, dar nu mi-a plăcut școala. Să învăț la examene și nu-mi plăcea. Îmi plăcea să fac proiecte că era de gândit, dar tocit, așa, mi se părea prostie. În fine, n-are legătură. Și atunci, na, stăteam acolo. Ca să pot să-mi termin facultatea, că nu mai prindeam cămin. Și iar m-am apucat și m-am uitat și mai mult. Și după aia m-am apucat iar să citesc din Biblie și am citit iară. Și iară, la vreo 5 zile, ceva de genul, iară, aceeași voce, iară, tot dimineața, la fel. Andrei, și iară m-am speriat așa, n-ai, gata, iară vine satanul pe mine. Și m-am pus și mai mult și am citit. Și m-am pus și mai mult și am citit și mă uitam la video și mă uitam la aia și ziceau, dă-ți viața la Iisus, zi, Iisuse, vină în viața mea și schimbă viața și ia-mi păcatele. Și repetam după ei așa, orbește, că credeam, dar nu înțelegeam prea multe exact cum e, dar eram încredin, credeam. Ziceam, bă, așa e, gata, facem. Și citeam și plângeam în ultimul hal, mă rugam, așa, din senin, citeam și pe aia mă puneam pe genunchi și plângeam, Doamne, vai, vai, iartă-mă, ce prostie am făcut. Și nu, a doua zi uitam tot, nu știu, era așa. Dar plângeam în ultimul hal. Dar era bine, simțeam că mă eliberez, așa, că de-aia uitam, că eram așa, parcă eram, bă, ce foaie, era bine. Dar în fiecare seară făceam asta. Cred că vreo săptămână, nu știu sigur cât. Și m-am uitat la ceva seara, nu mai știu ce, și am luat iară Biblia, am citit și atunci am citit în Apocalipsă. Știu că mi-aduc aminte când stăteam cu telefonul și că pe telefon citeam Biblia și mi-am descărcat aplicație și citeam în Apocalipsă și mi-am zis, vine sfârșitul lumii, gata și uite aici zice că vine Iisus pe cer și așa mai și eu nu sunt pregătit și iară plângeam și nu știu. Și m-am trezit dimineața, era prietena mea în pat, dormeam și m-am trezit dimineața cu fața în cerceaf. Am deschis ochii și în fața ochilor am văzut ca un film de diapozitiv așa de la de aparat foto. Și vedeam scene așa, dar cumva mi s-au descărcat în cap și știam ce e, vedeam scene din toată viața mea așa. Și știam că e toată viața mea așa, o vedeam rapid așa în fața ochilor. Și după aia, în spatele meu, în cameră, am auzit și am simțit pe spate așa și în toată camera un vânt foarte puternic, așa. Foarte tare așa, pentru, nu știu, 2 secunde, ceva de genul. E mult 2 secunde să ai asta, dacă auzi așa un... aia e puțin, dar e 2 secunde, e mult. Și am rămas șocat așa, nu știam ce se întâmplă. M-am trezit, m-am ridicat așa și am stat în picioare, lângă pat. Sorina dormea încă, noi între timp ne tot rugam noaptea. Și stat așa și mă uitam așa la mine așa și mă pipăiam, nu știu. Și mă întreabă, ce s-a întâmplat? Și nu știam ce s-a întâmplat. Deci simțeam că parcă eram altcineva. Și asta explic pentru oameni care nu știu ce înseamnă să fii născut din nou, să așa mai departe. Deci, parcă eram altcineva, că nici eu nu înțelegeam atunci, deci nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Și mă uitam așa mea și, na, s-o trezi și ea, i-am explicat, i-am zis, uite așa, și... Ea a plecat la facultate, mi se pare, și am rămas singur și nu aveam... Așa. Deci, după cum ziceam, eram... Am rămas acasă și altceva, nu vreau să fac altceva decât să citesc din Biblie. Nu există altceva mai mult de mine decât să mă citesc din Biblie și să mă mai uit ce mai zic alții pe internet, să văd ce mai apare în alt videouri. Mai ceva. Și am ascultat audio, cărți audio din astea extra biblice, dar tot sunt menționate în Biblie. Deci, tu ăștia care sunteți creștini, ziceți că, a, că prostii. Pentru mine a fost foarte important, nu? Și pentru oameni care au întrebări care nu răspund la lucrurile lor, de exemplu, cu cine s-a căsătorit Abel și Cain și așa mai departe, sunt niște cărți, e cartea lui Iașer, cartea dreptului, care zice în Biblie de ea, și acolo zice, mai în detaliu, e cartea lui Adam și Eva.
Lupta lui Adam și Eva cu satana. E apocrifă, e extra-biblică. Dar sunt foarte multe lucruri care îți răspunse acolo. Îți mai în detaliu cum o căzut, ce s-a întâmplat cu Adam și Eva după ce au căzut pe pământ. Că erau ființe dumnezeiești și după au devenit ființe umane. Și cum au înțeles ei lumea din jur și cum au început să mănânce și lucruri din astea, așa, care nu sunt explicate în Biblie, dar nu murim fără ele. Deci nu înseamnă că nu putem să găsim adevărul decât în Biblie. Dar zic că eu ce am făcut atunci. Deci nu zic la nimeni că trebuie să facă lucrurile astea ca să găsească exact așa. Dar dacă, în fine, fiecare să ia ce-i trebuie de aici și să nu zică că fac eu vreo regulă sau zic că trebuie să faceți așa sau așa. Da? Deci nu. Asta s-a întâmplat mie și a fost super, a fost foarte bine, a fost exact ce aveam eu nevoie, eu, nu XYZ, deci nu trebuie să facem reguli, zicem, toți oamenii trebuie să facă așa, aia este religie și aia omoară oameni și îi scoate afară din biserici, voi care faceți asta, da? Și voi care urâți toate sistemele astea, vă înțeleg de ce faceți asta. Și de ce aveți asta în voi și vreți mai mult? Tocmai pentru voi asta. Ca să vedeți că lucrurile nu stau chiar așa. E mult mai fain. E mult mai fain. E prostii. Prostii. Atâtea prostii în biserici. Din păcate. Sunt biserici bune. Deci să nu înțelegeți. Să nu înțelegeți că zic că toate sunt out there. Sunt biserici bune. Numai că din cauza ideii și mentalității. O, biserică. Nu vă înțeleg. Pe ăștia care nu vreți, știu de ce nu vreți. De aia, că auziți biserică, vă gândiți direct la sistemul ăla, mă duc, fac, dau cu capul, așa, și... Nimic. Și de aia nu vreți. Vă înțeleg. Deci nu vă zic că trebuie să mergeți, nici că nu trebuie să mergeți. Și nu vă zic unde să mergeți. Pentru că nu asta contează. O să vedeți mai... O să vedeți de ce. Așa. Și altceva nu aveam, nu vreau să fac decât asta. Și meream afară și toți oamenii erau diferiți. Deci nu, atunci nu înțelegeam ce se întâmplă. La toți oamenii, parcă mă uitam, erau diferiți. Erau aceiași oameni și toți mă uitam la un om care nu-l cunoșteam și nu l-am văzut în viața mea și parcă îl cunoșteam de nu știu câți ani. Dar nu știam cum îl cheamă sau asta, dar așa, parcă aveam o conexiune cu el. Și nu înțelegeam de ce îmi vine să-mi pese de el. Pur și simplu, așa gândeam, de ce îmi vine să-mi pese de omul ăsta care nu-l cunosc? Și îmi venea să ajut pe toți oamenii, în special oameni săraci, mi-am zis, oameni, îi vedeam bătrâni care stăteau la colț, la bila și cerșeau, îmi venea să mă duc să le dau bani, mulți, așa, nebunește, rămâneau și șocați, erau, cum? Și mai ales că încă aveam părul lung, dădeam bani și plecam și unii au mai crezut că eu chiar sunt Iisus și n-am fine. A fost o parte amuzantă perioada aia din viață. Ei, mergeam cu prietenii mei, mă îmbătam, că altceva nu știam și numai despre Isus le vorbeam la toți. A fost o perioadă așa în care a început Dumnezeu să-mi arate mai exact care-i treaba. Pe scurt, ca să nu mai lungim, am renunțat. Pe parcurs, că am văzut că nu era bine. Pur și simplu, aici mă simțeam oribil. Când luam țigară și... Oh, dar meream acasă și plângeam. Oh, Doamne, iartă-mă! Și îmi trecea. Nu mai simțeam așa. După aia meream iară fumam. Pentru că nu înțelegeam de ce e rău și așa mai departe. Deci nu trebuie să credeți, amă, că oh, Dumnezeu ne dă reguli și să nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Nu e așa. E pur și simplu, dacă îl vrei pe Dumnezeu, nu mai te satisface în interior nimic. Și e fain, e incredibil, pentru că nu-ți mai trebuie nimic. Poți să dai și atunci te simți fericit cu adevărat. Că ești liber. Ești liber să mai ai stresul de vreau bani, mai vreau o mașină, mai vreau reputație, vreau să mă cunoască mai mulți oameni, vreau să fiu mai deștept, vreau mai multă putere, vreau mai mult, vreau, pentru că niciodată nu pot să umplu golul din inimă. E umplut. Și când vrei să bagi altceva, cei înăuntru acum îți zice, yes, de afară asta nu are ce să caute aici, nu, și te simți nașpa. Pur și simplu, ce făceam înainte și mă făcea să mă simt bine, acum mă simțeam rău. Corpul meu, senzația, erau toate.
erau pentru corpul, dar în interior mă simțeam oribil. Și încet, încet am renunțat la droguri, a fost cel mai ușor. În jurături, iar în două, m-am apucat să citesc din Biblie și așa, mi-am umplut capul cu cuvintele lui Dumnezeu și nu mai venea să-mi jur, așa, pur și simplu. Nu mai puteam să-mi jur. Să zic prost la oameni, să... mai ziceam că-i tâmpită la... sau ceva, că când vedeam chiar o prostie așa, dar așa, bă, handicapatul ăla sau prostul ăla sau tâmpit. Deci nu mai puteam să mai spun lucrurile astea despre oameni. Acum vi le zic ca să înțelegeți că la ce mă refer când zic cuvinte din alea așa. Erau și în jurăturile astea așa, care nu mai puteam să le zic, nu mai... Nu mai erau pe limba mea, nu știu cum să vă zic. Fumatul iară s-a dus destul de repede, nu mai trebuia. Cu alcoolul a fost mai greu, că l-am plăcea mai mult. Alcoolul a fost mai greu. Încet, încet o trebuit să mă detașez complet de mediul în care eram ca să pot să am relația cu Dumnezeu și mai reală. Pentru că aia a fost prima experiență. Dar după aia am început din alea alte. Pentru că a început ăla rău să vină Satana cu toți demonii și să își recâștige teritoriul care l-a pierdut. Și aia a fost chestia cea mai faină. Pentru că atunci am dădeam seama, aha, demonul ăsta se hrănește din fumatul meu, din alcoolul meu, care îl bag, îi dau putere. Și vedeam că dacă nu mai făceam, el nu mai avea putere. Și îi ziceam în numele lui Iisus, pleacă și dispărea. Am putut să ziceți că s-au burele, visez, nu știu ce. Mii și mii de oameni care trec prin experiențele astea și toți zic, bă, numai numele lui Isus sau când strigă la Dumnezeu merge. Numai atât. Oameni care sunt musulmani, oameni care sunt budiști, oameni care sunt atei, oameni care sunt... Ce vreți voi? Strigă Allah, nu se întâmplă nimic și aud o voce în ei, strigă către Isus. Și strigă Isus și se oprește tot. Le trece nebunia, le trece stresul, le trece depresia, le trece tot. Deci căutați is de ăștia de la ISIS prin închisori, căutați pe net, vă pun dacă vreți, nu știu, dacă chiar vă interesează, o să căutați. N-are rost să mă umplu eu aici de videouri. Dacă vă interesează, o să căutați. Budiști. Budiști care au ieșit din corp, au ajuns în rai, l-au văzut pe Dumnezeu, l-au văzut pe Isus și au zis, asta e adevărul, Buddha e în iad. Și l-au dus să-l arate pe Buddha care era în iad, în foc. Și se întorceau înapoi și credeau în Isus și gata, s-a terminat povestea. Sunt unii oameni care pot să creadă doar așa. Poate unii din voi o să credeți după ce vă uitați la asta. Ceea ce ar fi super. Dar sunt oameni care cred doar așa, cred doar pe patul de moarte, sunt oameni care cred doar când îi se întâmplă ceva rău, sunt oameni care cred când li bine, mie mi-era bine, dar vroiam, aici nu mi-era bine, deci în lume, în exterior mi-era foarte bine, am câștigat concursuri de arhitectură, am apărut în reviste, în ziar, așa, un nicăieri de nicăieri, pac, am ajuns foarte faimos și mi-era foarte bine. Era o perioadă în care în exterior mi-era foarte bine, aveam un prieten care mă iubea foarte mult, eu o iubeam pe ea, aveam distracții cu faimă, să zicem așa, na, la nivelul ăsta care era, nu știu ce. Dar purul și la televizor, deci o duceam foarte bine în mintea care o aveam atunci, dar în interior tot nu eram satisfăcut. Și de-aia vă zic. Acum, voi care chiar credeți că face sens tot lucrul ăsta pentru voi, nu vă zic că trebuie să citiți sau să căutați toate videourile astea sau să le vedeți. Dacă chiar vreți să fiți convinși și vă gândiți, bă, dacă chiar e adevărat, vreau să caut și eu toate resursele astea, căutați-le. Foarte bine. Nu, deci dacă vă place să căutați lucruri așa în adânc, dar chiar să vreți să căutați, nu să ziceți că, bă, eu o șmecher și îmi dezvolt eu singur toată istoria și tot ce e ăsta, nu am eu nevoie de nicio informație externă. Lucruri care sunt oameni care au făcut studiile astea. Adică avem telefoane și laptopuri și toată tehnologia din ziua de astăzi din cauza că au fost oameni care și-au dedicat timpul serios să afle răspunsuri și au găsit și au descoperit lucruri. Așa și cu lucrurile astea. Oameni care și-au dedicat viața și au găsit, cum v-am zis, măduvă de dinozauri, au găsit copaci fosilizați. Deci eu când am văzut asta, am zis, bă, nu se poate. Ori e adevărat, ori nu e adevărat. Și erau milioane de exemplare. Copaci fosilizați.
pe verticală și toate straturile astea de pământ care trec, Cretacic, Jurasic, Cretacic vine de la Creta. E un strat de cretă pe tot pământul. În anumite porțiuni așa mari, un strat de la 1 metru la 2, nu știu exact, nu le știu exact, dar în mare știu, Cretacic, Jurasic, Triasic, nu știu ce, toate straturile astea care oamenii de știință ne spun că au fost în milioane și milioane de ani puse una peste alta, da? Copaci vertical prin toate straturile astea și copacii sunt fosilizați în funcție de stratul în care este strat de cărbune și copacul acolo în zona aia e cărbune și e strat de cretă și el e în cretacic, vertical. Cum putea copacul ăla să rămână în picioare milioane de ani? Miliarde de ani, cât zic ei că straturile alea, ca să se fosilizeze așa. Imposibil, un copac în pădure știți care este, mie îmi place mult să mă uit în pădure, să mă duc pe munți, să iau aer și așa și știu, văd un copac, moare, cade la pământ, putrezește și se descompune complet la un moment dat și intră în pământ, nu mai vezi, nu mai vezi. Și iară, condițiile de fosilizare sunt una singură, îngropat în pământ nămolos, foarte, foarte rapid. Nu milioane de ani. Vine apa, face stratul de pământ. Uitați-vă la dovezi științifice despre cum se stratifică pământul când vine un potop. Pur și simplu. Iei un borcan și pui în el pietre mai mari, pietre mai mici, pietriș și nisip. Ia-le și pune-le. Și pune apă în ele și scutură-l așa și pe aia lasă-l. Și o să vezi că se face strat frumos. Nisip, pietriș, pietre mai mari și pietrele cele mai mari. Se stratifică totul frumos. Pentru că asta se întâmplă când vine un volum foarte mare de apă peste pământ și se amestecă. Și lucrurile se stratifică de la sine. Și dacă vă uitați la toate fosilele de animale, de dinozauri, de ce or fi fost să fi fost, sunt toate cu gâtul pe spate, cu gura deschisă și care au limba încă păstrată, cu limba scoasă. De ce? S-au înnecat. Ori intrat și s-au sufocat. Sunt presate de apă și de pământ. Gâtul rupt. Dar astea care știți despre dinozauri, am văzut dinozauri cu gâtul lung, nu? Și au gâtul rupt, fragmentat. Păi așa mori în pădure și ți se rupe gâtul la 4-5 metri mai încolo. Oase amestecate la un loc, grămezi de oase amestecate. Și epoca de gheață, era de gheață, Ice Age, se explică la fel. În zonele unde e zăpadă, au venit potopul și au înghețat apa pur și simplu. De azi mamuți care sunt înghețați în picioare. Stau în picioare și au fost înghețați dintr-o dată. Păi tot încolo, dar nu stat la acolo să se înghețe. Hai să aștept să îngheț. Cu iarbă în gură încă. Își întrompă sau ceva, nu știu. Avea iarbă în gură și e înghețat în picioare. Pui niște întrebări și te gândești, mă. Păi, sunt niște întrebări care dacă ți le pui tu singur și chiar decizi, bă, vreau să gândesc pentru mine, nu vreau să fiu spălat pe creier de orice chestie, te gândești, mă, oare chiar merge chestia asta? Oare chiar așa? Oare chiar a fi existat un potop? Oare chiar e adevărat ce zice în Biblie? Pentru că dacă nu e adevărat un lucru care zice în Biblie, atunci de ce să-l credem pe restul? Și asta e problema. Că dacă scoți o poveste de acolo, zici, prostii, evoluție și așa explicăm totul, atunci de ce să crezi restul? Nu? Și asta vrea Satana, să facă pe toți oamenii să creadă că el are dreptate și el minte. Că nu există Dumnezeu, că asta au făcut și la Adam și Eva. A luat-o pe Eva și a zis, dar oare chiar o zis Dumnezeu să nu face asta? Adică ce face? O mințit-o că ce o zis Dumnezeu nu-i adevărat. Și asta se întâmplă și în ziua de astăzi. Și eu, de ce eu am trecut prin problema asta? Deci nu credeți că fac numai pe deșteptul, zic, bă, pe mine nu mă fraierii satana. Și eu am citit Biblia și am zis, bă, na, unele ok, dar unele, hai că îmi plac femeile, hai că, na. Nu? Deși în Biblie zice să nu curvim. Și mi-am, bă, de ce poate fi un lucru rău ăla? Că uite bine e. Nu? Sigur înțelegeți la ce mă refer. Dar Dumnezeu știe. Și Dumnezeu știe de ce a făcut asta acum.
Și acum nu e ca și cum mă chinui să nu mă mai uit după femei sau să nu mă uit la pornografie pe internet. Pur și simplu nu mai întrebe. Îmi dau seama ce înseamnă să am legământ. Da? Asta reprezintă ceva. Cu soția mea și să fiu... Ea să fie soția mea și să nu mă întrebească altceva. De ce să te divorțul? De ce să te schimbi prieteni, prieteni peste prieteni, nu știu ce, și lumea e tot mai deprimată și tot mai distrusă și tot mai nu știu ce? Din cauza că păcatul te strică pe interior. Cu cât te curși cu mai mulți oameni, cu atâta te strici mai mult și devii mai insensibil și nu te mai satisface și atunci te strici, te distrugi, te autodistrugi. Și la sfârșit, deci după ce te-ai autodistrus, ți-ai distrus viața pe pământ, la sfârșit te mai și duci în iad pentru eternitate. Și eu am rămas, eram șocat, eram, bă, dacă chiar e adevărat, e grav de tot, mă, e grav, grav de tot. Și cu cât mă puneam mai mult să citesc, cu atât aveam mai multe experiențe foarte, foarte faine cu Dumnezeu, în care îmi vorbea și mi-a arătat lucruri care am văzut iadul, am văzut raiul, am văzut îngeri, am văzut... Și soția mea nu avea în spate de două ori citită Biblia ca să știe lucrurile care le știam eu deja. Dinainte știam despre Moise, Noe, David, Samuel, Isus, Pavel, Petru, Apocalipsă. Ea nu știa lucrurile astea. Și ea la început, eu am avut multe lupte cu demonul pentru că am avut multe măgării. Ea nu fuma, nu bea, nu se droga, nu... Deci nu făcea lucrurile astea, doar lucrurile normale de oameni, așa, că mai tragi o minciună, că mai ți-e frică, că mai nu știu ce, că mai faci o seducție, că mai nu știu ce, papa, chestii de femei, na, mă rog. Dar era cu minte, să zicem așa, era cu minte. Și atunci ei au fost mult mai ușor să o curețe Dumnezeu de chestiile mari. Și atunci, din cauza că era la început, eu aveam mult bagaj în spate și încercam să-i explic și ea nu înțelegea, eu am avut foarte, foarte multe vise cu Isus, cu Dumnezeu, cu Tatăl, venea și vedea o lumină și simțea cum curge în ea dragoste pură, iubire pură de la Dumnezeu și zicea o să fie bine și vorbea în altă limbă și ea nu înțelegea și nu înțelegea ce sunt chestiile astea. Și ea avea lucrurile astea și eu mă tot luptam și m-am frustrat cu Dumnezeu mult, mult timp pe chestiile astea până am înțeles de fapt că na, mai erau niște pași care trebuiau făcuți de mine. În fine. Ideea e că o să fac partea a doua. Dacă până acum v-a plăcut și credeți că răspunsul care l-ați căutat, o să mă rog la sfârșitul videoului ăsta și atât aveți de făcut. Să vă doriți. Atât. Trebuie să-ți dorești de aici cu tot ce ești tu, deci nu așa, că atunci nu o să se întâmple nimic. Dar dacă îți dorești cu tot ce ești tu, sincer, să-L cauți pe Dumnezeu, roagă-te la Isus. Dacă cu tot ce ești, zi, Isuse, dacă chiar e adevărat ce zice nebunul ăsta aici, arată-mi și mie ceva. Ceva să știu că îi de la tine și că nu-i... Nu pot să zic, a, coincidență, a, pur și simplu, fă-mă să fiu convins e așa, cum zici tu. Dacă trebuie să cauți tu singur toate astea, eu m-aș bucura că, na, eu sincer, mie îmi place și, na, îmi place să caut lucrurile adânci, așa, nu de suprafață. Dar sunt oameni care sunt mulțumiți cu lucrurile de suprafață, ceea ce iară foarte bine. Nu, deci nu zic că e rău, nu zic că nu poți să ajungi la Dumnezeu, simplu. La mine a fost o călătorie mai nebună, care n-aș vrea să mai treacă oamenii prin ea. Adică, eu că acum când mă duc și le zic la oameni cum să-L găsească pe Iisus, nu le zic toată povestea din spate să treacă prin chestia asta, le zic simplu. Dacă chiar îți dorești, dacă chiar simți că e ceva mai mult și vrei ceva mai mult și vrei pe Dumnezeu, strigă la Iisus. Strigă, mă refer, nu urla neapărat. Dacă chiar crezi că ai ajuns într-un punct maxim în care îți vine să faci asta, du-te undeva în câmpie și... Sau unde vrei, nu zic eu să te duci undeva, du-te tu unde vrei. Și strigă din tine: Iisuse, dacă chiar e ceva adevărat, arată-mi și mie, vreau și eu. Îți garantez că sunt mulți oameni care au făcut asta. Oameni care le-am zis eu să fac asta și care am văzut că chiar au fost sinceri și chiar au făcut lucrul ăsta din toată inima lor,
N-a fost niciunul care să vină să-mi zică, bă, au trecut două săptămâni, o săptămână, două, trei, o lună și nu s-a întâmplat nimic. Unul nu a fost. Toți au avut, ori s-au trezit noaptea la ora 3 și au văzut pe Iisus pe cer și cu mulți oameni în spate alb și le era frică de nu mai putea și nu știau ce să facă și erau terifiați, ori au avut nu știu ce vis, ori au venit nu știu ce li s-a întâmplat, ori au venit cineva, altcineva și le-a zis, bă, am auzit tot felul de povești. Frate meu, au trecut și pe el prin lucruri prin viață și i-am povestit și lui vreo 2 ani în rând și până la urmă a crezut și el. Și acum nu s-ar mai întoarce înapoi. E și el la fel de, na, prietenul meu care după aia, na, o deveni soția mea pentru că așa trebuie. Taică-mea, maică-mea pe rând s-au botezat și s-au dat viața la Iisus și mulți alți oameni care acum nu mai am contact cu ei neapărat pentru că i-am întâlnit probabil odată în viața mea și Dumnezeu le-a schimbat viața acolo pe moment, 15 minute, 20 de minute, m-a rugat pentru ei și e fain. Deci de-aia vă zic, dacă vă place să cercetați, o să vă pun aici în jos să vă uitați voi. Să vă uitați voi și să cercetați. Mai este timp. Dar cumva, cumva trebuie să-ți dorești să te grăbești. Deci nu o să... mă voi, nu. Deci dacă, de-aia zic, dacă chiar îți dorești, o să se întâmple ceva. Îți garantez. Și de acum mă rog în numele lui Iisus, Tatăl Sfânt, tu știi ce trebuie să-i dai la fiecare și dă-i când se uită. Și noaptea, ziua, știi tu, Tatăl Sfânt, planul tău pentru viața lor în numele lui Iisus, binecuvintează-i. Amin.